Salut, Socrăție, și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi suntem în Dacia Micu și avem un invitat surpriză, se află pe geaca asta. Cu siguranță nu o să-l ghiciți. Avem așa, fizat. Am acoperit aici cu o pătură parapriză ca să ne mai bată soarele. Geamul deschis, aici e ușa deschisă. Aici e geamul deschis. Acolo e ușa deschisă, da? Și invitatul se află fix aici jos. Vreau să apăsați și voi butonașul de... Ia să auzim. Dați-i like, să dați și voi un like mâncava și gura, nu un like, un like mâncava și gura, să strângem 50 de like-uri ar fi perfect, perfect dacă am strânge 50 de like-uri și acolo un subscribe, pentru că 90% vă uitați și nu ați la subscribe. Astăzi stăm, mai zi o dată. Și subscribe, așa, cameramane, invitate speciale, cred că tu nu prea știi engleză sau română, nu știu care din ele. Opa. A făcut așa un mixuleț, cred că v-ați dat. Da, subscribe, așa da. Stăm în Dacia 24 de ore, bine, 24 de ore. Încercăm să stăm 24 de ore. Dar văd că vorbește asta foarte mult. Ia mă, cine o filmă aici? Văd că tot l-a apucat vorbit, mă mâncava aici cu raci. Și în legătură că dacă e nevoie la toaletă sau ceva, amici... Papa-i pe mine. M-a pis pe mine. Cum facem cu tu? Ducem aici după gar. Mamice, te ridici, stai în genunchi, nu știu, te descurci. Fii atent. Capul poți să scoți mâna, poți să scoți pe geam, numai să nu atingi tu. Hai să facem cele și hai să ne dăm câte o provocare. Cum ar fi? Nu, urcă-te pe mașină, stai pe mașină. Atacă scaunul, mâncava, așa fiți atent, stai așa. Vedeți, scaunul e drept. Ia, nu mai atinge. Să vadă că, nu, ia un pui mâna. Ia-mi pe mâna ca să vadă că scaunul tău se mișcă singur. Ia mâna, am zis. Și picioarele, că o să zică că stai cu picioarele, îl împingi. Fiți atenți cum se mișcă scaunul, mâncavaș. Sigur nu s-a văzut. Ia uitat, mă, mâncavaș. Scaun electric, mă, mâncavaș, gura voastră. Îți trage moarte. Așa că haideți cu multe like-uri. Avem aici încă un invitat. Așa că, ia zi, amici, hai că aștept parcă. Amicule, stai că se bate cu scaunul, mâncava și gura. Mami, ce lasă mă, scaunul îmi place, mă. Ia uitați-vă, mâncava și gura, uitați-vă la Elena. Bun, hai, mi-și pe arată, tie face oprei, că... bă, spune-i să se oprească, mă, cu aia că... Hai, bă, scaune, ia oprește-te, băi, frate, chiar ești nesimțit. Hai că lași și pe el, normal. Hai, gata, lasă-l, gata, stai bine, scaunul, stai bine. Haide. 3, o dată? 3, nu, două din 3. 3, 2, 1 și... Ia zi, amici, ceva așa, nu... O, pe aia așa. Mâncavaș. Mâncavaș. Invitatul ăsta. Mâncavaș. Scaunul ăsta, scuze. No. Și cum ajungem noi acum la ăla? Trebuie să-l las în jos, nu? Ah. Ia uite-ți-o, mâncavaș. Tot la care ai pus apă. Hai, gata, gata, s-a făcut, s-a făcut. Hai, amici, dăm provocare. Fii atent, te provoc să stai cu picioarele afară. Nu, cu aia, că pierdești prost. Așa nu, e bunule, pe geam. Ah, pe geam. Să stai cu amândouă picioare pe geam, așa, timp de un minut. Ok. Așa, amici? Da, amici. Bă, stau un pic cam bine. În afară că bate soarele, nu-i problemă, dar aia de la geam, nu știu cum să zic. Și nici cum să arăt, cam doar alea, că stai așa, te amurțești acolo. Hai, cât timp mai e? N-ai pus cronometru, aștept tot ceva aici, mă. Nu, nu no, mă interesează, nu mă interesează. Hai că mai ai 40 de secunde. S-a dus iarăși asta, cu ștergătoarele vieții. Pe că dacă îl mănâncă pe cameramanul ăsta, să dea pe... Bă, avem noroc, mâncava și gura, că e Dacia e la umbră aici. Nu și... în totalitate. Nu în totalitate, dar jumătate din ea e la umbră. Da, să că dărâm eu copacul ăsta și nu o să mai fie la umbră. Dacă nu o să mai fie de așa la umbră, era pericol. Îl mănâncă curpă camera, Maxim. Bă, nu se mai oprește ștergătorul, mâncava. Nu, că ești din challenge. Ești din challenge, gata, abandonezi? Fii atent. Hai, bă, că a trecut un minut, eu zic. Da, trecut, fii atent. Pune-ți prădeaua înapoi. Fii atent, că tot o opresc. Da, trebuie să ajung la tine acolo. Hai, te fac, hai că am și o provocare, nu? Deci, dăm cu asta să filmeze aici. Hai, 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și...
în fotbal de seară urmează și un videoclip de 2 vs 2 revanșa. E că deja cam în fine. Picam un cap așcur. Și nu s-a mai atins nimeni de asta. Revenim imediat. Îl bat să mor eu. Ce faci aici? Cu cine te cerți? Lumea o să creadă. Bă, mă jur, stați un pic. Efectiv, lumea o să creadă că iei pastile și te cerți singur, faci ca legumă. Păi și atunci de ce s-a văzut umărul și mâna lui cameraman? Păi nu știu, e iluzie optică. Da, e iluzie optică. Hai bă, cu like-uri multe, că mai mult facem panoramă decât să nu ieșim de aici. Cred că ne apucă 10 seara, sincer. Am călcat, gata, am ieșit afară. Uite că se uite umor la cameraman. Bă, am ieșit, ce faci, mă, frate? Deja micul se luptă, mă, ca mai. Nu știu cu cine și cu ce, dar se luptă. Bă, mă, ca mai, stăteam și-o. Aparent s-a adus. S-a rupt. Apucul ăsta, praf, s-a făcut mâncava și gura. Bă, eu cred că mă bag amici, nu știu ce faci tu, dar eu cred că mă bag. Da, de ce stai în spate și uzi aici tu în față? A, vrei să te lungi, să te culci? Că și eu aș vrea să mă culc. Uite, bă, cum a căzut asta de întrestenit, băi, ești curat. Mamă, ce era să-mi intre asta. Bă, eu mă bag la somn. Amici, te rog frumos, mai puțină gălăgie. Eu mă bag la somn. Dacă ai ceva de făcut, vorbești cu abonații, pune și cu camera. Ce faci? Omul pe aia, ce faci, mă? Cameramane. Sper că-l vedeți. Deschide, bă, stușa, bă. Nu te mai dau. Hai, că am plecat, mă, Gavaș. Am ajuns pe porbagaj. Eu stau bine, tu? Vrei camera? Vino să iei camera. Iau. Pe aici. Am luat-o mâncavaș. Ia uite-ți unde ai ajuns pe mâncavaș gura voastră. L-arde. Că capota aia mâncavaș gura la portbagaj arde rău de la soare. A? Ai zgâriat-o? Karma, hai înapoi, amice. Ia hai să vedem cum se întoarce amicul cu mâncavaș. Ia stă-ți. E mic spațiu în dace și... Raz. Ia. Păză. Hai, amici, știu că poți. Ce să? Hai, amici, hai. N-ai atinge tu acum jos acolo. Bă, mâncava și cu ăla, hai să vedem cum se mai întoarce amicul, că nu mai are nici cu șa, să uite așa cum se chine. Să-ți închid un pic cu șa? Hai, amici, hai că poți. Bravo, Spider-Man. Hai, Spider-Man, hai. Acum trebuie să te lași în jos. Ce cum sunt? Cel mai bun tu ești. Hai, amici, hai că poți. Ai făcut atâta și nu poți să te lași în jos. Oh. Hai, amici. Mamă, cam aș gura. S-au dat lupte grele să ajungă până aici, mă jur. Bă! Cameraman prost. Nu faci așa, că strigi cutia de viteze. Bă, mă, bașul, la somn aici, în Daci, cum am învățat amicul să sac cu picioarele. Amice, noapte bună, ne auzim mai încolo. Trebuie să trec. Acasă, mă, ies de mașină, închid că piacele, mă, bag pula în el, acele. Iau ceva cu apă. Uite, dau în față. Ce aia a fost? Ce dracu cu aia? Cred că s-au ceva, o rame de sus. Așa, nu mai contează. Dar nu știu ce să cred, că e un pic asta, dar uitați, am aici. Asta ar trebui să fie, nu știu, cred că de antigel. Ce dracu, nu știu. Și eu umplu nou. Fac și un pic în ea. Și după... Ce dracu se întâmplă? S-a trezit? Nu s-a trezit. Așa. Îi bag un pic de apă în ea.
și îl fac fresh. Nu vă întrebați de ce am redresorul și cu asta în mașină, că nu mai contează. Cavaș curat ăsta m-a făcut, mă, în cavaș, m-a făcut praf și prost. Revenind, când coborând de mașină, mai lăsăm așa un pic să... În cavaș am reușit să ies de mașină, fără să îl trezesc pe amicul. Merge să umplem ceva cu apă și revenim în cavaș. Luam niște apă în paharul ăsta, că e de jos. Și un gel, stai să închid pe asta. Cam la destulă. Hai că e ok. Mergem la el. Gata, ai dat drum. Deci băieți, o să-i turnăm apă pe față la fraier și îi spune că ne-a adus-o drumul cameraman. Da. Da, hai bă. Unde-i apa? I-a adus o drumul cameraman. Tu i-a dus apa? Auzi că nu ți-a adus. Nu, dracu, nu mi-a adus. Bă, ai pierdut challenge-ul tu? N-am pierdut cu aia, că n-am ieșit de mașină, ești prost. Și i-a dus, mă, pe trebuie să mă ajută și pe mine, înseamnă cu ceva. Ia uite ce mi-a băgat apă în ureche, fraierul mă, tău. A făcut flash, ești nebun. Noroc cu bun camera, mă. Așa, fai, nu te vorbești cu el. Cât te-a plătit, mă, mâncați aici, că dacă să-l lași, să nu mă scoli. Cât? 1000? 1000, de ce că n-am adus euro? Bani? 1000 de euro? Când îi dai pe ăștia? La 18 ani, când îi dai? Bă, dar ce m-a făcut prost să-i... Prin asta, hai și mai aproape, că așa că se vede că e negru și... Da, bă, frate, și hai să spun, bă, domnul cameraman, cel mai tare șmecher cameraman. De ce, mă? Ce? De ce? Cel mai șmecher. Că te-ai ajutat, nu? Eu i-am cerut ceva mai mic, de el mi-a adus-o aia mare. Și mi-a adus și plin. Lăsați-mă, bă, să dor. Noroc că e vară, că dacă era iarnă, o beleați amândoi. Eu m-am trezit după somnul ăsta, domnul cameraman nu mai scuipa, te rog frumos. Amicul a luat somnul, stai să vă arăt un pic aici, am prins pe teaua asta, nu știu cum să-i zic. Dar căsătoarea asta de aici, stă bine acum, pe amicul a luat somnul, mâncava și cura. Se uita pe TikTok fraierul și de data, a picat și el pe dreapta. Să-i fac și eu de data asta să mă răspund pe el, mă. Și eu fac, că presupun că amicul a luat tapa aia, sincer să fiu. Cred că de afară, nu cred că i-a dat-o cameramanul, că nu face el de-astea. Sunt albine peste tot aici la stugul, bă. Iau un ciurchen din ăsta mic. Gata. Eu zic, sper că se vede bine de la soarele ăsta. Am dat-o ciurchen de ăsta, sper că ajunge. Vreau să dau așa în el, pac. După aia mă prefac că stau, pac. Dau, mai stau, să-l scot și-o pe el. Mai ales să mă scot de medisul. Mai poți să stau tu? În afară că mor de asta, asta adevărat, vezi că se trage aici, nu mai merge, că scoți asta de aici. Să știți că e o problemă apa, chiar am uitat să luăm apă sau ceva de mâncat, habar n-am apa, chiar e o problemă pe căldura asta. Chiar mi se teră, ce face asta mă mâncă apă, uitați-vă le. Improvizez. Nu mai improvizez. Gata, eu zic că nu vrei să luci centura, te rog frumos. Aia ar fi ultima. Cameramane! Ce costă? De la vânt. Da, cum dracu, sunt un bob, dar... Nu vezi, bă, ce bate vânt aici, prost, lasă, n-ai vrut să mă fut și eu. E bun.
Bă, bulandiule, eu am impresia că tu faci ceva. Amici, o să mă culeasă. Cum mă lua cu bă, amici? Da, pe cameraman dacă vrei. Nu pe mine. Nu, cameraman. Da, să văzim cum ai zis, cameraman, cum ai venit, zis, mă, nebună. De după asta mă duc, că zic și el bine. Tu băgă-mi. Se luptă cu cameramanul, nu-mi da pata, mânca mai gura. Ce te mănâncă în cur? Pe mine, mă? Pe ăla. Bă, tăte în pula mea, cu ce dracu arunci? Este așa, că cum mi-am dat seama. De unde ai tu struguri? Ce struguri am eu? Uite struguri, uite struguri jos. Bă, băiat. Am mâncat cameramanul. Bă, n-ai mâncat, mă, tu? Da, cameramanul, că da, e și cameramanul, că trebuia să se audă ușa. Că a fost deschisă, din aurea închisă. Dacă da? Tu dormi, e vina mea că n-auzi. Da, asta. E sensul cu cameramanul, mai lăsă un pic. Mamă. Asta e before the scene, cum ar veni, da? Și ce zic? Bă, te lasă, mă, copii. Hai, Ciangi. Bine, mie cam sete. Vrei să te mint? Nu. Nu se sete? Problema cu apa mâncava și după la că, na, căldură, e nevoie de apă. Am uitat să iau apă și pe aici, îmi dat ce... Există... Ăsta n-are apă. Deci e cam nașpa fără apă, dacă înțelegi ce zic. Și asta mă cam face să mă duc să renunț la challenge-ul ăsta. Și mie că trebuie să renunț mâncava și vreau că mi se te rău, nu mai pot, nu știu dacă poate 5 minute, poate rea pe fraier o durere, o ceva și iese afară să se elibereze, dar nu-mi prea vine a crede. Că la, noi cu cameramanul îi mulțumesc mult din suflet pentru că m-a salvat și cam torturează pe amicul. Bă, nu se sete de rău, mă? Nici nevoie la baie n-ai? N-am mâncat struguri. Nici nevoie la baie n-ai? Nu. Dar ce ai de faci așa? Ce ai? Faci abdomene? De gay. Faci abdomene? Ce faci? Faci abdomene, mă? Bă, eu aici abandonez mâncava și gata. Îmi pare rău. Și păi știu, le-am zis de mult că s-a rupt papucul. Am un papuc și un papuc, nu l-am. Cam atât cu acest episod, eu am fost scris și nu, chiar nu mai pot, mi se te rău. De-abia așa să trimit videoclipul ăsta, să mă aduc amicul ăla și cu cameramanul. De-abia așa să trimit videoclipul, să fac outro-ul, să mă aduc să bea apă, că nu mai pot. Eu am fost scris, like, share, subscribe, ne vedem la următor videoclip. Amice, cum ți se pare că ai câștigat o ultimă... Știi că pot să mai stau aici? Pe puțin, două-trei ore? Da. Dă-te, mă, n-ai vede aici. Nu știu cum rezist tu atâta timp fără apă, dar eu deja nu mai pot. Ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!